În comuna Vișinești a avut loc inaugurarea căminului cultural din satul Sultanu, un obiectiv investițional care vine să revitalizeze din punct de vedere cultural localitatea. Valoarea acestui cămin de reabilitare este de 199.000 de euro. Este pe bani europeni. În acest cămin se mai află niște dotări care le am în spatele meu, începând de la țambal, trompete, acordeon, tobe și alte instrumente muzicale, care intenționez de anul viitor, pe timpul vacanțelor copiilor, mai ales vacanța de vară care este foarte lungă, să aduc profesori pentru toți copiii care vor să învețe să cânte la aceste instrumente sau are inclinații de a cânta. Da? Cred că e un lucru foarte bun. Este extraordinar de important că avem un cămin cultural într-un sătuc mic, da? Care părea uitat de lume. Avem acum drum, avem legătura cu vecinii foarte bună, avem mulți bucureșteni care s-au așezat aici și vă spun că mai vin și alții. Am fost mai acum vreo două săptămâni pe la Ministerul Dezvoltării Regionale. Aveți o doamnă care a lucrat acolo, doamna Surcel, are casă pe undeva pe aici și îmi spunea că mai sunt prieteni pe care i-a invitat, care sunt foarte încântați de zona Vișinești, Valea Lungă, ca de altfel de tot județul Dâmbovița, care este extraordinar de frumos. Deci vom avea în continuare musafiri care își vor face case de vacanță aici și cu cât condițiile de infrastructură sunt mai bune, cu atâta vom avea mai mulți. Mai mulți înseamnă și mai multe taxe și impozite. Și înseamnă și un pic de viitor pentru localitate. Legat de căminele culturale, v-aș ruga, domnule primar, ca împreună cu doamna director de la școală, cu preacul cernicii de la Biserica Ortodoxă, cu pastorul Bisericii Adventiste, care este prezent aici și ne cunoaștem, să încercați să avem activități culturale. Degeaba am făcut clădiri dacă în interior nu se întâmplă nimic. Să facem echipe de dansuri, să faceți cursuri pentru copii, să încercăm să valorificăm acest cămin cultural așa cum trebuie. Pentru că altfel rămâne o clădire care nu aduce nimic. Căminele culturale devin astfel adevărate așezăminte culturale extrem de necesare pentru comunitățile din mediul rural. Pentru localnicii din Vișinești a fost a doua inaugurare în ultimele săptămâni, iar alte proiecte investiționale urmează a fi finalizate în perioada imediat următoare.